Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Caracunirea Bucovina. Astăzi avem partidă în campionat cu CFR Cluj. Debutăm în noul sezon în Liga 1 și bineînțeles vom mai face transferuri. Data trecută am făcut 3 transferuri foarte, foarte interesante. 3 jucători străini, bineînțeles, nu români. Și astăzi vom juca probabil partida cu CFR Cluj și partida cu Dinamo, 2 meciuri și multe, multe transferuri. Așadar urmează un episod incendiar. Așa că rămâneți alături de mine și haideți să vedem dacă reușim să-i batem pe cei de la CFR Cluj. Pentru această partidă vom juca în kitul nou de deplasare pe care l-am modificat odată cu începerea noului sezon și sunt curios cum ne descurcăm în aceste noi echipamente. Vom juca cu Cernat în poartă, Mitran, Fatumata debutează bineînțeles în apărare, Bogard alături de el, Amzar în stânga, Gorbi la închidere, Musi și Barcoc pe Benz, noul jucător marocan acolo în partea dreaptă, Rareșilie și Ben Kedim în spatele lui Antoi Heckford, care este de carul nostru, noul nostru de car și capitanul echipei. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem și de la CFR Cluj, care joacă din nou cu Itu Vârf. Coșmarul vieții mele, Itu Vârf. Jucăm în Gruia, iată, stadionul CFR-ului este arhiplin pentru acest debut în Liga 1, în noul sezon al celor de la CFR Cluj. Jucăm în deplasare primul meci și sper din suflet să facem o partidă frumoasă, să vedem cum se descurcă noile achiziții. Sper din suflet să facă o partidă bună și sper să nu fi dat greș cu ele. Haideți să vedem ce se întâmplă în această super partidă. Avem o șansă aici mare, Heckford cu pasa la Barcoc, să vedem pe Barcoc, trece acolo de un fundaș, Barcoc înaintează, o pasă în centru, către Musi, Bălgrădean scoate minge, ajunge cu noroc la francezul nostru, noul venit, iată, înscrie, Ben Kedim la prima partidă în tricoul nostru, reușește să deschidă scorul împotriva CFR Clujului și îmi plac foarte mult echipamentele pe care le-am făcut pentru acest sezon, aceste albe de deplasare, chiar sunt foarte mișto, îmi plac rău de tot. Șutul lui Musi respins cumva de Bălgrădean, minge ajunge cu noroc la Ben Kedim, care reușește să înscrie cu poarta goală, iată golul marcat la debut face ca tabela să arate numărul de pe tricou al lui Heckford. 1-0, Bilal Ben Kedim reușește să înscrie la prima sa partidă în tricoul nostru, ceea ce e foarte, foarte bine. Dacă o continuă tot așa, nu e rău deloc. Poate am dat lovitura cu acest jucător, de ce nu? Gorbi, superb, recuperează mingea la mijlocul terenului Heckford. Așteaptă plecarea lui Gorbi. Gorbi, iată, care a recuperat mingea. Intră în careu, șutează bară, bineînțeles. Bineînțeles că este bară, normal. Trebuia să fie meci cu bară, nu se putea altfel. Începe în sezonul așa cum l-am terminat pe cel precedent. Însă Heckford aici se întoarce. Heckford continuă. E incredibil. Ce fotbalist avem. Heckford, de carol și capitanul nostru. Merită 100% această banderulă și acest număr. Este cel mai bun jucător ever. Heckford se întoarce printre doi fundași și cu o execuție superbă îl învinge pe Bălgrădean 2-0. Cât de bine s-a descurcat aici atacantul nostru, superbă execuție și începe campionatul așa cum se cuvine, cu un gol. Era culmea să nu înscrie Heckford, probabil va face din nou un sezon mare rău de tot. 2-0 și avem o partidă foarte, foarte bună făcută până acum. Mamă, ce pas aici a lui Rareșilie, foarte bună, Barcoc reușește să înainteze, urcă către poartă jucătorul marocan, Barcoc cu șutul în blocajul lui Bălgrădean și este doar corner. Este fluier final al primei reprize, conducem cu 2-0 la pauză în Gruia pe CFR Cluj, după o primă repriză foarte bună făcută de jucătorii noștri și spectatorii aparent au tricouri negre spectatorii noștri, nu știu de ce, în fine. Arată bine acele tricouri, poate din sezonul următor vom avea și noi echipamente negre, vedem cum va decurge acest lucru. 6 șuturi la poartă în prima repriză, 2 goluri, niciun șut pentru CFR Cluj, i-am dominat clar, echipa merge foarte bine și nu voi schimba nimic la pauză, continuăm cu aceeași formație în repriza a doua. Ben Kedim cu pasa în stânga la Musi, care urcă foarte bine. Să vedem Musi ce va face. O centrare în careu către Heckford. Bălgrădean respinge și este doar lovitura de la colțul terenului. Barcoc către Ben Kedim. Iată, noi veniți să combină aici la corner. Heckford intră în careu. Heckford cu șutul. Din nou Bălgrădean reține acest balon în doi timpi și CFR-ul scapă de golul 3. Iată o nouă ocazie pentru CFR Cluj. Torstenson se întoarce cu fața la poartă.
Pasă către Camora, Mitran reușește să-l blocheze în primă fază pe jucătorul clujean. Mingea ajunge tot la Camora, pasă către Torstenson. Torstenson cu pasa la Itu, pasă către Bordeanu, Cernat ne salvează de un gol ca și făcut. În acest minut 74 în care vom face schimbări, trebuie ceva nou acolo în atac. Și îl vom introduce pe Garbăt în locul lui Ben Kedim, care a înscris, a făcut un meci foarte bun. Matiș va intra și în locul lui Barcoc. Noi, noștri jucători, s-au mișcat foarte, foarte bine. Chiar sunt plăcut surprins de ei. Și va intra și Andrade în locul lui Rare și Lie pe poziția de cam. Trei schimbări așadar în minutul 74 și sperăm să ne aducă un plus în atac aceste modificări. Foarte bine ieșim aici din apărare. Gorbi așteaptă plecarea lui Garbăt. Foarte bună pasă a francezului. Garbăt face o preluare excelentă. Garbăt în fața golului de 3-0. Garbăt cu pasa la Andrade. Am făcut o greșeală aici că am pasat. Am vrut să fiu altruist, dar aia nu mi-a ieșit. Ultimele minute ale meciului. CFR Cluj are un ultim atac aici prin Debeliuh. Fatomata reușește să-l blocheze, însă mingea ajunge din nou la jucătorul clujean. Fatomata a făcut o partidă excelentă în apărare și meciul se încheie 2-0. Câștigăm aici în Gruia după golurile lui Heckford și Ben Kedim, noul venit, înscrie și el. Foarte bun meciul noilor veniți și Fatomata în apărare s-a ținut extraordinar. Posesie mai bună a CFR-ului, dar i-am dominat clar la șuturi, am fost echipa mai periculoasă și mai bună. Cernat este omul meciului aparent, 7.9 pentru el, Heckford 7.9 și el, Gorbi 7.6, Barcoc 7.5 și Fatomata la fel și Ben Kedim. Deci toți cei trei noi veniți au aceeași notă. Foarte buni, mi-au plăcut, deci n-am dat greș până acum cu transferurile, sper să continue tot așa. Prima victorie în campionat, începem sezonul exact opus cum l-am început pe cel precedent, cu o victorie, cu 2-0. Foarte bine, haideți să vedem ce se mai întâmplă în această carieră, sper din suflet să mai vină ceva jucători. Iată, și după prima etapă suntem chiar pe primul loc, după această victorie cu 2-0. N-a mai câștigat nimeni la o diferență de 2 goluri, ceea ce e interesant. Vine și partida cu Dinamo din campionat, bineînțeles Dinamo nu a câștigat în prima etapă, ceea ce era de așteptat, vom face mici modificări, îl vom juca pe Prodan în poartă, chiar dacă Cernat a fost desemnat omul meciului în partida cu CFR Cluj, îl vom băga și pe tânărul Stolojan aici în apărare să mai joace și el. Fatomata a făcut o partidă foarte bună, dar îl vom schimba, îl vom juca pe Telcean, vreau să joc cu mai mulți jucători în această partidă și cam așa ar arăta echipa noastră pentru această partidă, doar mici schimbări în apărare, Prodan în poartă, Mitran, Telcean, Stolojan, Amzar, Gorbi, Musi, Barcoc, Ilie, Ben Kedim, noul venit și marcatorul golului în primul meci și Heckford, bineînțeles, în atac, Dinamo cu Eșan în poartă, Gianni Crețu, Alin Dudea, Denis Giafer și Cătălin Carp apare în funda stânga pentru ca Steleanu Filip să joace din nou avansat, Radu, care putea să fie fundaș stânga și Carp la închidere, el la închidere el, alături de Baltazar Piere, Matei în spatele lui Pecirep, n-am mai auzit de Pecirep ăla niciodată, Savio în partea dreaptă, noi transferul la Dinamo, Filip bineînțeles în partea stângă și sper să-i batem, chiar sper să-i batem în sfârșit pe cei de la Dinamo pentru că și-au cam bătut joc de noi sezonul trecut, ar cam fi vremea să ne luăm revanșa. Jucăm acasă, stadionul nostru nou, bineînțeles, cu 19.000 de locuri, aproape 20.000 de locuri, renovat acum pentru acest nou sezon al nostru în Liga 1. O arenă foarte, foarte frumoasă. Debutăm așadar pe noua arenă cu echipamentele de acasă de această dată, cu Heckford, Decar și Capitan. S-au schimbat multe în această perioadă scurtă dintre sezoane și sper să fie de bun augur și să continuăm să facem meciuri foarte frumoase și foarte bune și să câștigăm, de ce nu, campionatul. Chiar sper să reușim acest lucru. Cosmin Matei trece aici, Cosmin Matei și este gol. Prodan învins, 1-0 pentru Dinamo, primim primul gol în acest sezon, din păcate. Cosmin Matei, de carul lui Dinamo, reușește să deschidă scorul și Dinamo este cea mai complicată echipă cu care am jucat în această carieră, clar. 1-0 pentru Câinii Roșii, Decarul Matei reușește să deschidă scorul și nu e bine deloc ce se întâmplă în acest moment. Ben Kedim foarte bine recuperează aici, pasă către Musi, Heckford încearcă să treacă, Musi rămâne la balon, Rare și Lie cu pasa în dreapta către noul venit, marocanul Barcoc, pasă în centru la Rare și Lie, ce frumos a mers această fază, Rare și Lie înscrie pentru 1-1, foarte bine a decurs faza noastră și șeptarul nostru, Rare și Lie înscrie pentru 1-1, egalăm așadar pe Dinamo
cu o fază foarte bine lucrată de băieții noștri, 1-2 a lui Barcoc cu Rare și Lie și super șutul la colțul scurt a fostul jucător de la Rapid, îl învinge pe Mihai Eșanu pentru prima oară în această partidă și sper să nu fie ultima oară când îl învingem pe portarul Dinamovist. 1-1 așadar și avem șansă să câștigăm această partidă. Ne închedim cu pasa la Musi, Musi are viteză, Hackford pleacă bine și îi pasează Musi, Hackford în careu, Hackford cu pasa la Rare și Lie care reușește dubla, cât de bine a pasat aici Hackford, nu este egoist, iar Rare și Lie reușește să înscrie de două ori într-un match, cred că n-a făcut-o niciodată în sezonul trecut, sper să fie sezonul lui, m-aș bucura pentru el pentru că e un jucător cu mare potențial. Mi-a arătat asta și în sezonul trecut, a jucat foarte bine, mai ales pe final. Aici înscrie de două ori în această partidă și este 2-1, reușim să revenim pe tabelă după ce am fost conduși cu 1-0. Foarte bună pasa lui Hackford și reușim să conducem cu 2-1 chiar înainte de pauză. Și este fluier final al primei reprize, conducem cu 2-1 la pauză, așa cum spuneam, după golurile marcate de Rare și Lie. Am reușit să revenim pe tabelă după ce am fost conduși cu 1-0. O pasă bună către Pecirep, nu știu cum se pronunță oricum, ocazie mare pentru Dinamo, Cosmin Matei, autorul golului cu pasă în dreapta către Mateu Savio, noul jucător al lui Dinamo, iată reușește să înscrie încă din startul cele de-a doua repriză, din păcate suntem egalați de Dinamo, Savio reușește să înscrie din pasa lui Cosmin Matei, foarte bine s-au descurcat dinamoviștii aici, șahmat făcut apărarea noastră, un șut bun la colțul scurt, Prodan putea face mai multe după părerea mea, dar asta e. Este 2-2, nu 1-1, 2-2 și sperăm la încă un gol din partea noastră să câștigăm această partidă pentru că avem nevoie. Ocazie din nou pentru Dinamo, Mirko Ivanovski cu pasă la Baltazar Piere care are un călcâi excelent către Andrei Radu, iar jucătorul dinamovist reușește să înscrie pentru 3-2. Inovația lui Dinamo acolo pe poziția de CDM, Andrei Radu, de meserie fundaș stânga, reușește să înscrie după o pasă excelentă a lui Baltazar Piere și vom face modificări. Dinamo ne-a întors, au avut 1-0, i-am întors noi, i-am avut noi 2-1, ne-au întors ei. Un match foarte, foarte interesant și foarte frumos, dar trebuie să revenim și noi să facem 4-3. Cum ar fi să termine 4-3 pentru noi această partidă? Chiar ar fi interesant. Garbăt intră în locul lui Ben Kedim, care nu a făcut o partidă tocmai bună. Matic intră și în locul lui Barcoc. Noi veniți sunt schimbați pentru a face loc unor jucători proaspeți, care sper să-mi aducă un plus acolo în față. Așadar, gol pentru Dinamo 3-2 și sper să revenim pe tabelă. Musi pleacă bine, Hackford, Musi îl lansează foarte bine pe jucătorul englez, nu este offside. Hackford în fața golului de 3-3, Hackford nu ratează niciodată. Ce șut, ce gol, 3-3, minutul 73. Superb golul marcat de decarul nostru, iată, se bucură ca un nebun. Înscrie din nou al doilea gol în două meciuri. Hackford începe sezonul așa cum trebuia să-l înceapă și o pasă de gol la Rare și Lie puțin mai devreme, în prima repriză. Așadar, un sezon foarte, foarte bun sezonul trecut și acum urmează încă un sezon special pentru Hackford, pentru un jucător special, 3-3. Bineînțeles că nu putea să lipsească de pe tabelă și Hackford și este un meci foarte frumos cu 6 goluri deja. Hackford pleacă bine, Matic, Hackford îl lansează, este offside, nu mi s-a părut. Fanii au ridicat de la margine, dar nu mi s-a părut offside, va intra și Howell în locul lui Garbutt. Da, și nu, normal că mi s-a dus reluarea, dar nu mi s-a părut offside acolo. În fine, ceva normal pentru FIFA să mă fure, dacă n-a fost offside, dacă a fost AE, acum ce să zic, oricum n-a fost mare deloc. Ocazie pentru Dinamo acum, o ultima șansă pentru dinamoviști, Ivanovski, nu se poate așa ceva, de ce mi se întâmplă mereu asta? Am spus că trebuie să se termine 4-3 pentru noi, se termină 4-3, dar pentru Dinamo, normal, doamne, gol Ivanovski, o pasă acolo incredibilă și nu-i pot bate pe cei de la Dinamo niciodată în cariera asta, pasă Cosmin Matei printre doi jucători ai noștri, Prodan nicio șansă. Și 4-3, nu se poate așa ceva, doamne ce meci, doamne ce se întâmplă, deci acolo se dă offside la Matic, după părerea mea nu a fost și se fluieră normal, fluier final 4-3 pentru Dinamo, după un meci incredibil, 7 goluri, superbă partidă, din păcate nu reușim să câștigăm chiar dacă înscriem de 3 ori, e trist acest lucru, dar facem o partidă bună, 3 șuturi, 3 goluri, Dinamo 6, 4 goluri.
cumva meritat acest succes al dinamoviștilor. Omul meciului la noi e clar Hackford, gol și pasă de gol, două goluri pentru Rare și Lee, 8.5. Și vom merge mai departe să facem transferuri, nu vom mai juca niciun meci în acest episod, doar două, dar sper să-mi aduc ceva jucători buni pentru că am nevoie de întăriri. Vine o ofertă pentru Alexandru Musi de 2,3 milioane de euro plus un jucător la schimb, dar nu îl voi da pe Musi, este un jucător pe care pot scoate mult mai mulți bani. Vom refuza această ofertă pentru Musi, clar, nu va pleca jucătorul nostru deocamdată de la echipă. Ne trebuie un jucător acolo ca fundaș dreapta, ori rezervă, ori titular pentru Mitran. Leandro Silva este un jucător liber de contract care poate juca right back, right mid și center mid, deci ar putea juca pe trei poziții diferite, valorează deja 3,3 milioane de euro și are 16 ani. Uitați ce statistici are, deci e incredibil, voi încerca să-l iau, e cam cel mai bun jucător pe care l-am găsit pe această poziție, liber de contract și vreau să-l aduc pentru că pare foarte, foarte interesant. Și iată ce salariu mic vrea, e incredibil, 350 de euro. N-am văzut în viața mea la nimeni să-mi ceară atâta, îmi cere un bonus acolo și un signing bonus, dar e un salariu foarte, foarte mic, ceea ce mă pune pe gânduri, mă tem că nu are un overall mare, deși valorează foarte mult, 450 de euro. Ia-i frate, dacă are și overall peste 70, cred că e cel mai bun transfer pe care l-am făcut în această perioadă de transferuri. Haideți să vedem ce overall are acest nou jucător al nostru, 71, incredibil. Doamne, ce fotbalist am luat cu un salariu de 450 de euro. Incredibil, 78 pace, dribbling 65, 65 defending, 70 physical și va crește imens. Are doar 16 ani, poate juca pe mai multe poziții. Pare un jucător foarte, foarte, foarte bun. Silva, un mare fotbalist brazilian, normal. Liber de contract, am dat lovitura și cu acest fotbalist, va crește foarte mult, sunt curios dacă are potențial, hai să vedem dacă are potențial, vom merge aici la Squad Hub și vom vedea dacă are potențial brazilianul nostru. Are showing great potential, are și peste 80 potențial, deci e incredibil ce jucător ne-am adus liber de contract, are numărul 13, dar nu contează, va juca titular, chiar dacă Mitran a fost foarte bun sezonul trecut, va face cumva rocada, vreau să am câte 2 jucători pe post, Barcock deja a crescut la 75 overall, cred că valorează mai mult de 6,5 milioane sau cât valorea înainte, da, valorează 8,5 acum, super, deci fac un profit imens pe acest jucător pe care l-am luat liber de contract, bineînțeles. Am mai găsit un jucător liber de contract portughez care joacă pe poziția de right winger, dar și left winger, un jucător care ne-ar putea ajuta, uitați un pic ce pace are, între 85 și 95 acceleration și între 87 și 97 sprint speed. Deci ar fi incredibil acest Marcio Izquierdo, cred că așa se pronunță, oricum un portughez pe care bineînțeles că îl voi lua, are 18 ani și sper să dau lovitura și cu acest jucător. Bineînțeles că vrea să fie crucial, nici nu mă așteptam la altceva, un contract pe 5 ani, bineînțeles fără clauză de reziliere și îmi cere 2000 de euro. Dacă jucătorul de 71 overall mi-a cerut 450 de euro, un jucător care îmi cere 2400 de euro pe săptămână plus un signing bonus, oare ce overall are? Bineînțeles că acceptă și haideți să vedem ce overall are acest Izquierdo care are o viteză imensă și ar putea fi chiar super sub pentru echipa noastră. Suntem aici la echipă și vreau să mă duc în jos să văd așa mai cu suspans, 69 over, 88 pace, 73 dribbling, doamne, 66 shooting este bine și așa 69 overall e chiar foarte, foarte bine, are și outside foot shot, un trait acolo. Vom merge și îl vom antrena pe skill moves pentru că are destul dribbling ca să fac acolo și la skill moves. 69 overall este peste Musi și Matiș, ceea ce înseamnă că ar putea juca titular chiar, dar îl vom băga aici pe bancă, chiar nu mai știu pe cine să scop, pe Stoica, pe care o să încerc să-l dau împrumut, pentru că nu o să-mi prindă meciuri deloc în acest sezon. Și vom merge să-i dăm lui Izquierdo acolo pe skill moves să crească, sunt curios cam în cât timp crește. În 5 săptămâni crește la skill moves, nu e rău deloc. Va face 70 overall foarte, foarte repede, din păcate nu arată că are potențial, dar sunt sigur că ne va ajuta acest jucător. Vine un meci aici cu Gaz Metamediaș pe care îl vom simula. Vom juca titular cu noul venit Silva. Este primul meci din această carieră simulat. Primul meci oficial, bineînțeles. Nu am mai simulat deloc până acum. Eu zic că avem o echipă destul de bună să ne permitem o simulare.
Avem acolo un atac, iată, Ben Kedim, Ilie și Hackford au 67 overall toți trei acolo în față. Sper să ne ajute acest lucru. Avem jucători foarte, foarte buni și prima simulare, bineînțeles, că facem egal. Gorbi marchează 80. Da, păcat. Aia e. Mai facem și egaluri, însă este prima simulare din această carieră și e un rezultat pozitiv până la urmă. Iată ce transfer frumos vedem aici la AC Milan, Cacré, jucătorul de la Lyon venit pentru 30 de milioane de euro, un transfer foarte, foarte frumos al lui Milan. Vine o ofertă de la Kasim Pasha pentru Matthew Garbutt, un jucător care ne-a ajutat foarte mult în sezonul trecut. Vine o ofertă destul de bună și sincer m-ar tenta să-l dau, pentru că am destui jucători acolo în față, acum a mai venit și acel Izquierdo, portughezul. Și sincer chiar l-aș da pe Matthew Garber, dar voi cere 2 milioane de euro pentru el. Eu zic că 2 milioane de euro merită acest jucător care a venit liber de contract la noi și ne-a ajutat enorm, enorm de mult. 2 milioane de euro pentru el, bineînțeles că nu ne dau. Vom cere 1.800.000, poate ne vom înțelege la 1.800.000, deși mă îndoiesc că o să-mi dea, ba, îmi dau. Deci 1.800.000 pentru Matthew Garber, un jucător venit liber de contract, o sumă foarte bună. Îi mulțumim pentru ceea ce a făcut la noi și pentru ce ne-a demonstrat acest Matthew Garber, care nu a început tocmai bine sezonul trecut, dar și-a revenit pe parcurs și chiar ne-a ajutat foarte mult. Scoatem o sumă foarte bună pentru el. Vine o ofertă pentru Ștefan Prodan, portarul nostru care ne-a făcut minuni în sezonul trecut. Bineînțeles că voi refuza această ofertă, Prodan nu va pleca aici, de aici, de la noi, deocamdată cel puțin. Este un portar care ne va ajuta. Matthew Garbutt este vândut 1,3 milioane de euro, de pe urma lui o sumă foarte, foarte bună. Avem un buget foarte mare și vor mai veni jucători, bineînțeles, nu vor rămâne doar transferurile pe care le-am făcut. Chiar dacă am făcut o grămadă de transferuri, ne mai trebuie un fundaș stânga, cel puțin de rezervă, acolo pentru Amzar, că nu avem doi jucători pe post. Și, bineînțeles, un atacant, pentru că ne trebuie și pentru Hackford o dublură. Și vom încerca să căutăm, nu știu dacă găsesc în acest episod, poate vom încerca cumva să aducem în episodul următor, dacă nu voi găsi, dar o să caut acum și dacă cumva găsesc, o să cumpărăm în acest episod ceva. Am găsit jucător pentru poziția de fundaș stâng, acolo unde îl avem doar pe Amzar, Xavi Castaneda, probabil, dar îl cheamă Xavi și are 16 ani, spaniol, și are niște statusuri incredibile și acest jucător, probabil are și ăsta vreo undeva la 70 overall. Vom merge să negociem cu el și sper să luăm pe Castaneda. Bineînțeles că vrea să fie crucial pe 5 ani, fără clauze de reziliere și nu-mi cere ce salariu să-i dau. O să-i dau 3.000 de euro, sper să nu se supere, sper să fie ok. Are 16 ani totuși și bineînțeles că e o ofertă rezonabilă pentru el. Atacantul vom vedea în episodul următor, nu iau și atacant în episodul ăsta. Aștept și comentariile voastre cu păreri pentru poziția de atacant acolo, un jucător de rezervă pentru Hackford, pentru că Hackford oricum va juca titular. 68 overall pentru Castagneda, cu 6 overall mai mult decât Amzar. 76 pace, are dribbling, are defending, are physical, arată foarte, foarte bine acest jucător și are doar 16 ani, ceea ce mă bucură. Acest Silva la fel are 16 ani, avem o echipă foarte, foarte tânără și foarte, foarte bună, alături de Izquierdo, care are 88 pace. Deci am făcut niște transferuri în episodul ăsta incredibile, jucători liberi de contract pe care nu bănuiam vreodată că o să-i găsesc, dar iată că i-am găsit și sunt foarte fericit pentru aceste superbe transferuri. Vine meciul cu Faro pe care îl vom vedea în episodul următor, pentru că acest episod se termină aici. Am jucat două meciuri, am simulat pentru prima dată în această carieră cu Gaz Metamedia, dar am făcut doar un egal din păcate. Am câștigat cu CFR Cluj, am pierdut cu Dinamo pe finalul partidei cu 4-3. A fost o partidă foarte frumoasă cu 7 goluri. Așadar, am reușit și niște transferuri foarte, foarte bune, bineînțeles, pe care le-ați văzut puțin mai devreme. Așadar, cam atât cu acest episod. Data viitoare vom avea meciuri în Liga 1 în continuare, Farul Constanța, FC Universitatea Craiova și probabil și FC Argeș. Bineînțeles, perioada de transferuri nu se termină, va veni și un atacant în următorul episod, acolo pentru Hackford, probabil jucător de rezervă va fi următorul transfer. Hackford clar nu iese din schemă, pentru că e cel mai bun jucător al nostru. Așadar, cam atât cu acest episod. Eu am fost Darius, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like acolo și nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați la canalul meu. Cam atât. Pa, pa!